cu toții tineri. Ați făcut tot posibilul, de acum e voie și de șansă de fiecare organism să reacționeze, să lupte? Fără îndoială, orice individ are nevoie și de o șansă și de ajutorul divin. Noi facem ceea ce este posibil cu resursele și cu puterile noastre omenești. Este ca la război, ca să spun așa, nu? Se operează simultan în multe săli de operație. Ați spitalat, are această rutină din fericire și oamenii care lucrează aici imediat se studiază în echipe interdisciplinare și acordă maxim de șanse pacienților cu o situație complexă. Spuneați că de la Revoluție n-ați mai întâlnit o situație. Eu personal. Sigur că da. Până acum pregătiri care să anticipeze și să vă facă să reacționați așa cum ați reacționat sau ați reacționat instinctiv? E pregătită cel puțin acest să reacționeze spital la accidente este colective? În permanență cu arma la picior. Deci este rațiunea de a exista a unei astfel de instituții. Evident, dimensionarea unei astfel de tragedii nu poate fi previzibilă. Ceea ce s-a întâmplat aseară e mai mult decât un exercițiu și a fost practic prima dovadă sau prima încercare a autorităților de a reacționa la un accident colectiv. Sigur, și s-a reacționat impecabil. Cel puțin până în acest moment, rezultatele sunt pe măsura efortului și a mobilizării demonstrației. Să dea Dumnezeu să ieși salvați. Să dea Dumnezeu. Mulțumim, domnule profesor. Bună zi, bună.